Bună seara, România! Bună seara de la Frankfurt cu o victorie națională și cu istorie făcută de băieții noștri, dar nu despre asta suntem astăzi să vorbim aici. Este un nou market update în care ne uităm pe ce se întâmplă în piață, care a devenit puțin plictisitoare spre dureroasă. Avem un slow bleeding, mai ales pe alți și o să vorbim despre toate astea. Și de ce cred eu că nu e încă momentul să fii bearish? Încă. Bun, hai să începem și să ne uităm foarte rapid pe calendarul economic. Prima parte a săptămânii destul de puțin interesantă. Astăzi vin ceva date, interesante sub formă de produsul intern brut, raportul final din Statele Unite, acceptat undeva la 1,3%, exact cum a ieșit și raportul preliminar. Partea mai interesantă vine abia mâine cu Core PCI Price Index, care ar putea să dea un pic de mișcare și volatilitate în piețe, dar cel mai important din punct de vedere macro, zic eu că trebuie să fie debate-ul din această seară dintre Donald Trump și Joe Biden și inclusiv pentru cripto. Și am discutat despre treaba asta în live pe care puteți să-l vedeți aici pe canal acum câteva zile. Avem cripto versus non cripto Avem Donald Trump versus Joe Biden. Și atunci, cu siguranță, zona asta și această industrie o să fie în discursul celor doi. Bun, trecem peste și ne uităm direct pe grafice și începem evident ca de obicei cu S&P. S&P 500 care pare de neoprit în momentul de față, ultima închidere la 5477 de dolari. Puțin sub all time high-ul făcut acum câteva zile, săptămâna trecută la puțin peste 5500 de dolari. Dar de fiecare dată în ultima perioadă S&P-ul la micile corecții a reușit să revină și să vină mai puternic din urmă și vedem că asta se întâmplă chiar și în ultimele zile. În momentul de față, din nou pentru S&P, singura problemă pe care o vedem este aici la 5540. Dacă ne uităm rapid și pe RSI este ceva mai jos în momentul de față la 70 față de zona asta pe care o vedeam aici la 76 puțin overbought, da? Intrase în zona aia de overbought, dar nimic de panică în acest moment în continuare, atât timp cât ratele rămân stabile, atât timp cât în economie nu se întâmplă nimic grav și partea aia de tehnologie tot crește, S&P-ul pare să fie flourishing, ceea ce evident este puțin frustrant pentru noi în zona de cripto, când vedem Bitcoin că se chinuie în momentul de față, dacă ar fi să vedem o corecție în următoarea perioadă pentru S&P, mă interesează aceeași zonă pe care am arătat-o și aici, da? Deci, la acest high, da? 5340, 5350, cam această zonă ar fi interesantă din punctul meu de vedere pentru S&P, pentru o eventuală mică corecție care ar trebui să îl facă practic să testeze din nou această linie de trend ascendent pe care a pus-o la care aici. Da? Deci o încercare undeva în zona asta ar putea să fie una în continuare bullish pentru S&P. Asemănătoare lucruri și pentru Nasdaq și pentru Dow Jones. Deci până acum n-ai cum să te uiți la S&P și să vezi ceva bearish. Efectiv nu ai cum. Arată foarte bine din toate punctele de vedere și chiar și o perioadă de corecție nu ar fi deloc una care să semnalizeze ceva atât de bearish. Bun. Pe de altă parte, din nou un lucru care nu-mi place, este și că nostru preferat DXY, care continuă să performeze și vedeți paradoxul ăsta între performanța S&P-ului și performanța DXY-ului, care mai un pic și încearcă din nou vârful acesta atins în aprilie, Transacționat acum la 105.966, puțin în scădere față de vârful de ieri de la puțin peste 106. Are un vârf aici la 106.5 și evident că zona care trebuie să ne îngrijoreze ar fi un nou high peste această rezistență de la 107.3. Dacă vedem DXY-ul într-o încercare ceva mai sus aici și reușește să facă flip aici din suport și ceva mai sus, atunci cu siguranță vom vedea corecție inclusiv pe S&P și mai ales în cripto. Uh, da, în continuare rămân destul de pozitiv. Cred că S&P-ul, cred că DXO-ul poate să pună un top aici când ajunge să mai încerce dată vârful și eventual apoi să piardă până la urmă această uh, linie de trend. A avut aici acest fake-out care momentan îl ajută și se tranzacționează ceva mai sus, în timp ce evident apar probleme în Japonia. Ienul japonez îi dă putere dolarului în acest moment pentru că are o perioadă de tranzacționare destul de rea. Pe de altă parte, cele mai mari companii arată în continuare bine. Nvidia are o corecție la care probabil toată lumea s-a aștepta. Dacă nu vedem un top pe Nvidia, nu cred că lucrurile pentru S&P se pot opri momentan. Apple, pe de altă parte, la fel și el destul de bine, aceeași corecție de 3 zile undeva în zona asta, în momentul de față, tranzacționară, 213 dolari și destul de bine Tesla în ultima perioadă vine și recuperează și ajunge în zona asta de rezistență. Dacă Tesla reușește să facă flip aici, atunci în continuare lucrurile arăta bine pentru ei și poate ataca zona de mai sus de la 215. Vorbeam despre ienul japonez și aici poate să fie cheia pentru următoarea perioadă. Ienul japonez pune un nou top peste zona asta de la sfârșitul lui aprilie. Dacă vă amintiți, aici vorbeam despre faptul că a avut loc o intervenție din partea băncii Japoniei cu o vânzare importantă de dolari pentru yen, astfel încât să reușească să-l ducă ceva mai jos și au reușit să ducă, practic, raporturi la undeva aici, la 152 de JPY. Totuși, în următoarea perioadă, lucrurile au revenit la cel normal și vedem că acum se tranzacționează din nou la 160.5, o zonă pe care ienul japonez nu am mai văzut-o, ia să vedeți, din topul ăsta din 90. Așadar, dacă lucrurile aici sunt topii pentru dolar în perechea cu ienul japonez, atunci ar putea să fie și pentru DXY și atunci am putea să vedem o perioadă de risk on assets. Rămâne de văzut. La fel, dacă ne uităm pe euro, este într-o zonă de suport destul de importantă din care am putea să vedem un bounce, un fake out aici la jumătatea lui octombrie 2022 și ar putea să vedem o perioadă bună pentru euro, mai puțin bună pentru dolar și astfel lucrurile să avanseze mai bine și pentru risk on assets. Bun, hai să trecem la ale noastre și să vorbim despre Bitcoin. Bitcoin care, din nou, dacă doar te uiți la acest grafic, nu are ce să fie bearish în acest moment. Mai mult, dacă mergem pe daily și te uiți aici, încă nu e momentul să fii bearish. Încă nu s-a schimbat nimic. Într-adevăr, suntem în zona de suport. Suntem într-o zonă critică, dar o zonă de suport. În general, ar fi bine să fii bullish la suport și bearish la rezistență. Asta ca un general view într-un market. Dar, cu siguranță, există zone pe care ar putea să le atingă ceva mai jos, în cazul în care lucrurile continuă să arate așa slabe din punct de vedere al puterii taurilor. Avem în momentul de față ceva lichiditate rămasă de acum câteva zile aici, pe care nu ar fi deloc surprinzător să o vedem testată, și lichiditatea de aici de la începutul lunii mai. Așadar, foarte important ce reușește să facă în aceste zile în acest green box. Odată ce ar putea să facă flip la acest green box, atunci lucrurile ar putea să evolueze bine și să-l vedem măcar încercând din nou zona mediană. E clar că suntem într-un chop fest începând din 29 februarie când urcă peste și începe practic acest range între 60.000 și 73.000 old time high-ul setat atunci și lucrurile între timp nu s-au schimbat foarte mult pentru Bitcoin. Am avut aici zona de supply, zona de demand, care până acum au funcționat destul de bine. Acum, ulciorul nu merge de foarte multe ori la apă și cred eu că în următoarea perioadă vom avea un breakout din acest range. Hopefully, pentru fiecare dintre noi, vom vedea breakoutul ul aici, adică un flip la red box și o continuare mai sus către 80-90 de mii. Asta e scenariul pe care eu îl văd cel mai posibil, dar asta nu înseamnă că nu poate să mai dureze. Putem să vedem aici un button formation ceva mai lung, după care o încercare aici și mai apoi încercată și zona de mai sus, și vreun eventual breakout, poate spre iulie, august și așa mai departe. Acum, pe de altă parte, sunt alte lucruri pe care ar trebui să le luăm în seamă, și unul dintre ele este și, bineînțeles, flow-ul ETF-urilor. Știți că vorbeam la începutul lunii iunie de faptul că am avut aceste inflow-uri deosebit de mare. Am avut aproape un miliard într-o singură zi, pe data de 4 iunie, moment în care Bitcoin nu a reușit să mai avanseze. Știrile arătau bine, inflourile erau mari, totuși era clar că se întâmplă o distribuție destul de importantă din partea balenelor în acea zonă și în momentul de față nu ne mai ajută nici ETF-urile, suntem deja de undeva la 10 zile de outflow-uri consecutive, 226 de milioane, 189, 152, 174 și așa mai departe. Iar și au fost primele două zile din această serie cu inflow-uri pozitive, undeva la 31, totuși și 21 de milioane de dolari overall. Foarte interesant mi se pare ce se întâmplă totuși pe partea de iBit. Dacă vedeți, iBit nu are outflow-uri. Celelalte ETF-uri au zile cu inflow-uri și cu outflow-uri. La iBit foarte, foarte rar se întâmplă sau eu am găsit o singură zi aici, pentru 1 mai, când a avut iBit Outflow, în momentul în care piața punea și un bottom. În rest, nicio zi de outflow. BlackRock doar cumbă Și oamenii care investesc în ETF-ul lor doar cumpără în timp ce într-adevăr pe celelalte ETF-uri se întâmplă mișcări mai interesante. Cam așa arată lucrurile Hai Să Ne uităm și pe Liquidation Hitmea pe super short term. Lucrurile sunt în chopfest, sunt indecise, evident. Avem ceva cluster, spuneam, v-am arătat, lichiditate ceva mai jos, la 60.000 pe 24 de ore și evident că dacă mergem pe weekly o să vedem că există ceva lichiditate și unde vă arătam pe grafic în zona din care am pus momentan un bottom zilele trecute. Da, deci pe toată zona asta de mai jos există ceva lichiditate. Acum totuși e clar că lichiditatea mai multă și zonele mai importante sunt în partea de sus și primul prag pe care ar trebui să-l treacă ar fi acest cluster pe care îl vedem aici la 65.000. Există 1,3 miliarde de dolari în lichiditate pe Bitcoin. Un alt lucru care ar trebui să ne arate faptul că încă nu ar trebui să fim atât de bere și este în primul rând acest bullish divergence pe care îl avem pe RSI cu un lower low aici dar totuși un higher low pe RSI față de acest low de 26 cu un higher low pe grafic, da? Deci aici avem o formațiune de acest gen, una de acest gen în partea de jos, ne dă un buș de divergence pe RSI. Scenariile pe care le văd eu posibile din acest moment sunt cu o preluare de lichiditate ceva mai jos, un double bottom poate în această zonă, ca mai apoi o reacție importantă, dacă nu cumva vine direct o reacție în această zonă pe acest final de săptămână, pentru că spuneam vin niște date importante care ar putea să propulseze Lucruri. Acum, evident că există și scenarii mai negre pentru această piață și trebuie să ne așteptăm la orice și o zonă importantă de diment, cred eu, pentru Bitcoin ar fi undeva aici la 50-52 de mii, care ar putea să-i ofere un destul de multă forță pentru o continuare mai departe. Dacă ar fi ca lucrurile în această vară să meargă spre zona mai tristuță. Hai să mergem repede și pe IT să ne uităm la câteva lucruri pentru că cel mai probabil următoarea săptămână este cea în care vom vedea și ETF-ul lansat pe ETH. Din nou, lucru care ar putea să fie pe de-o parte bullish, pentru că o să vedem ceva inflow-uri, dar să creeze din nou și un moment de sell de news pentru investitorii mai vechi. În momentul de față, dacă ne uităm pe ETH, nu arată bine, având în vedere că n-a reușit să facă reclaim la zona asta și atunci are clar un magnet cel puțin către zona de la 3000. Dacă totuși vedem niște inflow-uri importante, pentru ETF și ceva hype în jurul lui Și preușește să facă reclaim aici Atunci ar putea eventual să vină Și să încerce zona asta de la 4.000 pe termen de uh, următoarele Săptămâni. Evident că asta ar fi Optim și pentru altcoin market Am avut zilele trecute primele zile de Slăbiciune pentru Bitcoin în comparație Cu alți. Nimic extraordinar Nu a fost ceva care să Schimbe lucrurile în mod radical, dar Această candelă a fost printre primele De ceva timp în care am văzut Bitcoin Fiind mai puțin puternic față de altcoins într-o zi de dump, pentru că am mai văzut alțurile să performeze când Bitcoin era stabilizat, dar cu căderea lui Bitcoin, pe de altă parte, alțurile am văzut să reziste. Asta și pentru că, evident, căzuseră mai puternic înainte. Cam așa arată lucrurile. Timpul să vorbim și pentru altcoin of the Week, pe care voi l-ați ales a fi arbitrum și chiar eram curios când o să mai alegeți arbitrum pentru că mi se pare unul dintre cele mai interesant despre triste povești din um, acești, din acest market cycle, să-i spunem așa, cu un airdrop, unul dintre ultimele airdropuri bune, să fim serioși, um, totuși cu un price action care l-am văzut, la a dus până în zona asta de la 75 undeva în septembrie 2023 și părea că nu are nicio șansă, o reacție foarte bună până la începutul acestui an, pune până la urmă un top aici la 2.4$ dolari și părea că în sfârșit lucrurile merg bine și pentru arbitrum și pentru optimism, dar după care în luna martie oamenii s-au speriat de un anloc masiv și o să ne uităm și pe zona de anlocuri care îl face totuși să mai vină cu un top undeva aici la 2.20, după care din 2.20 din nou cădere și ajunge în același bottom 65% în doar câteva luni și pune din nou un bottom aici la 73. Dacă reușește să țină bottomul ăsta și să facă un macro double bottom, ar putea să îl propulseze ceva mai sus. Seamănă totuși într-un fel sau altul price action-ul și cu ceea ce am văzut pe optimism care a fost lansat cu un an mai devreme. Are acest pattern de burș califa de fiecare dată, da? Pune bottom aici, reușește un upswing destul de important, vine din nou cam în aceeași zonă. Are câteva luni aici de construcție și de consolidare, din nou urcare ca să revină în același loc. Îl vedem iarăși că urcă, face un top la 5,490 și în momentul de față se tranzacționează din nou la 1,74 și dacă continuă lucrurile să sângereze în altcoin market, nu m-ar mira deloc să vedem optimism din nou în zona asta de la 1,2. Se tranzacționează asemănător pentru ca și un tokenomics asemănător. Din punct de vedere al graficului, e clar care sunt zonele, are de străbătut din nou cam aceleași zone pentru a ajunge să facă un nou high, dar nu se va întâmpla asta fără euforie în market. Nu are cum Arbitrum să performeze în acest moment, pentru că nici ecosistemul Arbitrum nu e ca și cum performează peste ceea ce vedem pe alte L2-uri sau pe Solana sau alte uh, chainuri de acest fel. Și astfel nu are cum să performeze să supraperformeze marketul fără a avea ceva al lui. În momentul în care lucrurile vor degenera și vom intra în euforie, da, cred că și Arbitrum poate să fie printre monedele care performează și cred că el doiurile vor avea perioada lor, dar nu suntem încă acolo și, cum spuneam, una dintre problemele lor masive este zona de tokenomics, pentru că toate au venit cu acel FDV imens și cu deblocări destul de importante. Arbitrum, spuneam, a avut acea deblocare imensă în martie, undeva la aproape jumătate de supply, peste un miliard de tokeni, după care de la acel cliff urmează deblocările lunare de undeva la 3% din supply. 100 de milioane de arbitrum se deblochează în fiecare lună și atunci există un selling pressure constant care nu poate fi depășit până nu vedem o zonă euforică. În momentul de față, da, poate să fie o zonă bună de acumulare dacă te uiți strict pe grafic aflându-se într-o zonă de suport. Dar dacă lucrurile continuă să stagneze în piață cu acest sell pressure, nu ar fi deloc de mirare să vedem un nou bottom pentru Arbitrum. Momentul de față există din nou această frică pe ceea ce se întâmplă în aceste zile cu încă o deblocare, dar această deblocare nu aruncă monedele în circulație, ci le face disponibile. Este vorba de peste din nou 3 miliarde de tokeni rezervate Arbitrum DAO Treasury. Ce înseamnă asta că aceste monede sunt disponibile pentru a fi puse la bătaie pentru tot felul de granturi, tot felul de bonusuri și de incentives în ecosistem, care eventual vor intra, evident, în circulație. Dar există un proces de voting în interiorul DAO-ului pentru ca acestea să intre în circulație. Există riscul ca DAO-ul să fie corupt? Evident, pentru că încă nu s-a descoperit nici în cripto un sistem de DAO care să fie destul de bine pus la punct și de democratic și să nu poată fi manipulat. Pentru că, evident, cum ați văzut în cele mai multe cazuri, în momentul în care se pune la bătaie un vot de către cineva destul de influent, mai ales din echipă, la toate proiectele care au un DAO, e clar că au deja pârghia necesară cât să și treacă acel vot. Așa că, overall, mixed feelings. Pentru perioada de bull market și de euforie, încă sunt destul de bullish pe Arbitrum. Pentru perioada asta de stagnare și de slow bleed, proiectele de acest fel e foarte greu să performeze după ce le-a trecut perioada de locuri. Da, ci cam asta ar fi. Deci, cam așa arată graficul, spuneam zona de suport, poate să fie interesantă din acest punct de vedere de acumulare, dar not all in maybe. Cam asta ar fi. Sper că ți-a plăcut și episodul de astăzi. Eu sunt Andrei Brătucu și mă găsești mai ales pe Twitter. Nu uita să-mi spui în comentariu ce alt coin vrei să vezi în următoarea săptămână la Market Update. Bye bye!